efectiv ca poveste și modul în care se desfășura povestea era o diferență enormă. Da, da. Bine, în schimb de la 2 la Brotherhood n-a fost așa mare diferență. Nici mai... Iar între Brotherhood și Revelation sunt sigur că nu vor fi atât de mari diferențe pentru că am jucat deja beta-ul, am postat și hands-on-ul pentru beta-ul de Revelations și nu este o diferență atât de mare. Sunt noi moduri de joc, într-adevăr. Însă jocul efectiv e același. Oricum, grafica puțin mai bună, chestii evidente de la iterație la iterație în aceeași serie. Oricum, pentru noi ce va conta este să aflăm în sfârșit misterele poveștii, dacă vrei. Adică cel puțin asta urmăresc eu, vreau să văd care e faza cu sfârșitul la coadă de pește din Brotherhood și vreau să văd vorba ta cum se dezleagă misterele și cum se întrepătrund destinele celor trei eroi ai serii de până acum. Mai avem foarte multe titluri pe listă și vom începe să le luăm așa un pic la foc automat, în ordinea în care le-am pus, adică complet aleatorie. Serie Sam 3, BFE. Da, ce să zic, după ce joci atâtea șutere militare și atâtea șutere serioase și atâtea aim down sights și nebuneli, sau alte jocuri care încercă să fie la fel, de genul Bulletstorm sau... Da. Chiar și Duke Nukem ar intra oarecum în categoria asta, deși e un pic mai story-driven. Da, nu știu, forever. Din punctul meu de vedere, Duke Nukem, știi, nu a fost exact ce aș fi vrut eu să fie, iar Bulletstorm n-a fost, să zic, la nivelul ăla calitativ la care să mă încânte și să mă ridice după scaun. Adică n-a fost ce a fost Series M1, să zic, la vremea lui. Tocmai de asta aș prefera să merg, după cum spuneam și spuneai tu mai devreme, pe formula consacrată și să văd ce o să fie. Adică mă gândesc că mai prost ca seria Sam 2 nu poate să fie și nici ăla n-a fost un joc prost. Da, a fost puțin diferit față de jocurile precedente din serie. Așa că I'm willing to give it. Eu cred că o să aștept o reducere la Series Sam, tocmai pentru că nu am atât de mare încredere în titlu și știu că ți-ai făcut deja pre-order și eu aș putea să-mi fac pre-order la prețul scăzut cu reducerea de 20%, însă nu vreau să fac tocmai pentru că nu am atât de mare încredere în croteamul actual și acele PR stunts mă cam lasă rece și cred că e ceva fishy la mijloc, exact. Altă chestie care ne-a atras atenția într-un mod plăcut, dar n-am avut ocazia să jucăm până acum pentru că aveam alte chestii pe cap, a fost Trackmania 2. Ce am văzut gameplay din el arată neașteptat de... Da, eu am jucat destule iterații ale seriei. Am jucat, cred că originalul, cred că am jucat și puțin din acel, nu mai știu cum se cheamă, Paradise Sunshine, Parcă Sunshine se numea, nu mai știu exact. Am jucat Nations, care e gratuit. Da, păi toată lumea cred că juca la un moment dat Trackmania. Știu că Nations. Trackmania Nations are chiar și clasament românesc, e ligă românească și... Deci, Trackmania is big chiar și pe la noi și noul Trackmania 2 promite să... Și arată bine adauge... și un joc ieftin, adică un joc de $20. Da, da, care include atât un mod single player plus acel editor de niveluri, cât și un mod multiplayer. Single player din Trackmania, știi ce era? Era obținut Time Trial. Da, exact. Nu era cine știe ce, dar era fun, era... Da, tocmai, însă noul serviciu Mania Planet va fi practic un Xbox Live propriu al seriei Mania, că vor apărea și alte jocuri. Chiar în momentul în care îți dai seama că o chestie atât de banală pe cum un time trial poate deveni atât de interesantă, numai chestia asta te duce cu gândul că am produs o calitate. Exact, exact. Bineînțeles că mai sunt chestiile gen FIFA, pe care an de an îl jucăm. Ce mi-a, așa, să trec foarte rapid prin el, mi-a atras atenția ultimul trailer în care îți arată cum vei progresa nivel, which is quite a big deal. E integrată cu EA Sports sau FIFA Football Club. Da, sau cum se va chema. Chestia asta e foarte interesantă, pentru că înainte leaderboard-urile în FIFA se făceau după, mă rog, niște puncte pe care le primeai în funcție de chestii. Nu știu, niciodată mi-a fost clar și în funcție de câte win-uri și loss-uri aveai. Treaba cu XP-ul ala Call of Duty, dacă vrei, orice pasă bună, orice gol, orice whatever, fază orice frumoasă, victorie, așa îți oferă XP, adică practic și un match pierdut poate să-ți aducă experiență. Da, și să aducă practic la
evoluția clubului tău preferat, da, în clasamentul mondial. Mă rog, asta e discutabil, pentru că mai mult ca sigur că doar echipele care vor fi implementate în joc vor putea fi alese drept evident, club preferat. Evident. Rage, big da. Hitter. Rage, nici mai avem prea mult, la începutul lunii viitoare vine. Ce să mai zic, e un joc făcut de id Software, e un joc făcut de John Carmack, e un engine care rulează silky smooth pe orice. Rămâne de văzut dacă formula efectivă de joc va face față și dacă povestea, pentru că ei au pus un accent destul de important pe poveste. Ceva non-caracteristic da, acestui studiu. Da, adică ultimul joc full-fledged făcut exclusiv de id in-house a fost Doom 3 and a lot of time passed. Și povestea din Doom 3 kind of sucked. Da, mă rog, Doom 3 era de timp. De altfel, Rage va suporta modul cooperativ în split screen chiar și pe PC, dacă stăm să ne luăm după cel mai nou trailer lansat. Which is a nice touch, având în vedere că Series Sam se laudă cu aceeași funcționalitate, să zic așa. Oricum, Rage e pe clar pe radarele noastre și cred și că... Și mai sus, cel puțin din punctul meu de vedere, pe radarul este Batman Arkham City. Nu. Batman Arkham City este undeva, poate, foarte sus, undeva pe acoperiș. Așa. Da, e, să zicem așa, un... Fără să-l jucăm content de la GOTY. Da, ții minte că ne uitam la trailere, la alea de gameplay extensiv și eram de genul, frate, nu prea văd joc care la, să îți facă față lui Batman anul ăsta. Cam asta a fost reacția mea și știu că pe vremea lui Batman Arkham Asylum m-am contract cu mai multă lume, Uncharted 2, părându-se-mi da, un joc mai bun. Jocul de data superior. Asta, din trailere, din trailerele, Rocksteady da, să aibă da, ceva... Da, mi s-a părut Batman o chestie mai interesant. Ca să o luăm tot oarecum în domeniul ăsta de la chestii continuări foarte așteptate, vorbim de Hero 6, de Elder Scrolls 5, Skyrim... Da, da, jocuri axate în special către piața de PC-uri, dacă stăm să o luăm așa. Aș spune că Skyrim e un joc axat pe piața nu, de PC-uri. Nu, însă da, publicul hardcore și fanii adevărați care joacă seria încă de la început sau cel puțin de la Morrowind, joacă pe PC și evident varianta de PC va fi varianta superioară, cu grafică mai bună și... un gameplay, să zicem, mult mai dezvoltat din punct de vedere al funcționalității. Să zicem că pe consolă nu ai atât de multă libertate pe care o găsești pe PC-uri. Însă Heroes 6 va fi exclusiv PC-urilor și va încerca să continue o serie care în ultima vreme, chiar dacă jocurile au fost... de o calitate destul de înaltă, fanii mai vechi ai seriei, cei care sunt obișnuiți cu Heroes 3 și s-au oprit acolo, totuși sunt sceptici în privința ia-ntreabă Heroes 6. Ia-ntreabă pe Anda ce hero joacă în continuare. Hai. Da. Așa, pentru că cam acolo s-au oprit Heroes 3 și In the Wake of Gods, cam alea au fost pietrele de... Da, adică 3 și expansion. Da. Mă rog, In the Wake of Gods era o chestie da, oarecum neoficial. Da. Am jucat demo, doar demo, știu am că a fost și beta. Am beta. Da. Am jucat demo și unele chestii mi-au plăcut, adică poveste. Parcă m-am simțit mult mai mult într-un Heroes clasic decât în Heroes 5, care mi se părea așa un fel de, dacă ți-mi minte, tricou care venea Heroes 5, cu demonul așa ușor amuzant. Așa, asta era impresia pe care mi-a lăsat. Da, exact, de cartoonii. Heroes 6 mi se pare un pic mai... serios. Da, din anumite puncte de vedere. Da. Însă grafica este tot cam pe acolo, tot cam pe la nivelul lui Heroes 5, adică cel puțin în termen de detalii și am văzut cum arată, ce era, practic, ce era lumea. De remarcat era faptul că în meniul principal, nu știu cât de funcțional era în demo chestia asta, dar puteai să spui tu niște butoane quick access pentru anumite chestii. Da, și are funcționalitate cu Skype, mi se pare inclusă, which is a nice touch pentru voice chat, adică nu prea poți să ai ceva mai bun de voice chat decât Skype nowadays. Plus că oricând e bine să fii integrat cu un sistem de ăsta, măcar să-ți găsești prietenii mai repede și să poți juca. Da, da, da. Cât despre Skyrim mai vorbit, știi ce mă mai interesează mult la Skyrim? Faptul ca versiunea de PC să suporte modding-ul, așa cum a făcut-o și Morrowind. Din câte am înțeles, cei de la Bethesda
fac presiuni să aducă modding-ul chiar și pe console. Ceea ce spune multe despre includerea lui în versiunea de PC, cel puțin. Ultimele două jocuri sunt, să zicem așa, gigantice. Este vorba despre un joc de console, mai în special un joc pentru Xbox, și un joc de PC extraordinar de așteptat. Primul este un remake al originalului Halo, care de altfel a apărut și pe PC și a fost lăudat chiar și de publicul de PC. Și mie primul Halo simte că mi-a plăcut foarte mult. Adică chiar mi s-a părut un joc bun. Breath of Fresh Air pe vremea aia. Și practic a schimbat FPS-urile care au venit după el cu cele două arme disponibile în singur moment în gameplay, scutul reîncărcabil, știu și eu, melee attacks, din nou o chestie da, care a venit din, din Halo. Știu, am jucat Hard Reset de curând și aveam tendința asta să mă bagă muști și s-a pus pe mele și da, nu găseam butonul în mele. Pățit și eu la multe jocuri din astea mai vechi, mai ales că acum joc originalul Deus Ex. În Deus Ex nu ai atac mele, da. Ceea ce, culme că în Human Revolution e practic singura metodă de a te descotorosi de inamici, cel puțin în ceva mai silent, așa. Și cât despre Diablo 3, sperăm să jucăm măcar beta-ul până la sfârșitul anului. Dacă ar fi să facem un top la momentul actual al celor mai, să zic, din punctul nostru de vedere așteptate și anticipate jocuri care există șanse să apară anul ăsta, Diablo 3 cred că ar fi undeva, nu pe locul 1, pe locul 0, singur acolo. Minusul. Da, pe un pat de rotund așa în formă de inimioară cu acoperit de catifea. Da, Diablo 3 a promis un beta în această toamnă. Deci au început să apară videourile pe YouTube. Da, Friends and Family au deja acces la versiunea beta, muritorii de rând și chiar și presa, mi se pare că nici presa n-a primit nu, încă înțeles, cheile de, am înțeles, de beta. Pe canal oficial că în cel mai scurt timp vor fi distribuite chei și către presă. Which is nice to know, pregătiți-vă, poate veți avea parte și de un hands-on foarte curând în funcție de cheile distribuite de Blizzard. Și sperăm, dacă nu primim jocul anul acesta, ceea ce este destul de puțin probabil, având în vedere că nici beta-ul n-a început încă în mod oficial pentru toată lumea, măcar la începutul anului viitor să primim împreună cu Max Payne 3 și Mass Effect și o cutie mare de colector cu cap de drac mort. Da, din nou, cum este deja obiceiul de vreo 2 sau 3 ani încoa, prima parte sau primul sfert al anului viitor va fi din nou plin de jocuri și nu jocuri de lepădat, ci serii importante, consacrate și foarte așteptate de toată lumea. Încheiem astfel ediția cu numărul 50 din Warzone. Sperăm că nu v-am plictisit din nou. Nu, încercăm întotdeauna să ne cerem scuze pentru vorbăraia fără, vorbăraia fără rost, exact. Un fel de toate pofândăi ies la bunat. Și sperăm să ne auzim și săptămâna viitoare tot aici pe The Gamecast la un nou Warzone. The Warlord și Redbeard vă spun ca de obicei la revedere și rămâneți pe The Gamecast. Bye bye. Și nu uitați, pofândăi bunat. Pa.